În ultimii 5 ani, lui OnePlus i-a reușit ceea ce nimănui din China nu i-a reușit. Și anume, să-și facă o imagine de calitate în vest, în Statele Unite și Europa, și să-și adune un public fidel care pur și simplu sunt gata să stea în rând pentru un nou model. Apropo, ei sunt unicii pe lângă Apple, cărora le-a reușit să facă acest lucru prin calitate de flagship și prin experiența unui Android pur. Două săptămâni, nu cât m-a laudat și eu cam OnePlus, îmi veneau în cap constant două idei. Cum naiba îl fac atât de rapid în fiecare an? Și a doua, cum lor asta le reușește, fiind cu $450 mai ieftin decât iPhone X și cu $300 mai ieftin decât Galaxy S9. Smartphone-le OnePlus, lumea nu le îndrăgește pentru că ei în fiecare an oferă ceva tehnologii noi sau pentru ce o iubesc oamenii de obicei Samsung sau Apple, display-uri curbate, camere, notch-uri. Inginerii OnePlus analizează în fiecare an toate recenziile la toate brandurile de top, strâng tot ce e mai bun în măsura posibilităților, că mai există și patente, una alta, prin colo pe dincoace. După care oferă un telefon bun, simplu, cu gust, mai ieftin ca toți și fără mult gunoi. Da, într-adevăr, ei sunt nevoiți să cedeze cu multe. De exemplu, OnePlus 6 este primul telefon al OnePlus care a primit protecție de stropire, nu de scufundare. Nu este protecția de aia pe care o cunoaștem noi, IP67 sau 68, ei chiar despre asta nici nu vorbesc oficial. Dar specialiștii de la iFixit, dacă nu știi cine să ești, sunt băieții care desfac tot de rândul și testează. Au stabilit după dezasamblare că în jurul acestui capac este o membrană care îl protejează de apă. Plus, OnePlus 6 nu are wireless charge, chiar dacă are carcasa din sticlă. Da, mulți spun că nu e cine știe ce tehnologie și ea nu tare trebuie, eu aș vrea ca ea să fie. Recent OnePlus a anunțat că suportul tehnic al fiecărui telefon va fi prelungit de la 18 luni la 24 de luni și suportul de securitate va fi prelungit până la 36 de luni. Pentru ce te informația asta? Prietene, asta presupune că telefonul ăsta s-a lansat cu o lună în urmă și tu timp de 2 ani vei primi fiecare update nou. Samsung despre asta speră, Samsung face maxim 18 luni și doar cu modelele de top. Eu astăzi n-am să zic cât el este de performant, câte cadre per secundă are, ce jocuri el poate să, să pornească fără nicio problemă, se încălzește sau nu se încălzește. Aici este telefon de top. El are procesor care minim 3 ani, dacă nu chiar 5, el va fi actual, va fi productiv. El trebuie să poată tot. El poate tot, el nu se încălzește, mie el tare îmi place cum lucrează. Da, sunt mici abateri, dar ele mai mult au tangență cu aplicațiile pe care le folosești, nu cu softul. De exemplu, Facebook-ul pe ultimele 4 telefoane care eu le-am testat funcționa incorrect. Tot ce aș menționa este că OnePlus a eliminat aceste butoane senzor de aici și a introdus dirijarea telefonului prin gesturi. Pe lângă asta, OnePlus a făcut mult mai rapidă deblocarea telefonului prin scanarea feței. Pentru asta, acum ai nevoie de doar 0,4 secunde, chiar și pe timp de noapte, unde ecranul telefonului devine alb și atât, te blochează foarte repede. Și mulți presupuneau că după asta te vor dorea ochii atunci când ecranul se aprinde brusc. Nu irită ochii. Chiar dacă ești noaptea la volan, când ești foarte concentrat, nu te deranjează nimic. Dacă ar fi să-i căutăm nodă în papură, ăsta ar fi designul. Înțelegi-mă corect. El mie îmi place. Are o ergonomie bună. Asta e important. În mână îl simți ca pe un produs scump. Asta tot e important. Plus, dacă faci rost de varianta albă sau varianta ediție limitată, care numai tu și vreo 3 chinezi ai să o ai, sau un miliard, nu știu. Problema aici e notch-ul. Eu sunt ok cu ideea că, în așa mod, ecranul ajunge până în margine, plus aplicațiile rulează până la el, sus rămân doar notificările. Dar ideea că acest lucru este copiat de pe iPhone,
pe mine mă macină și mie nu-mi place. Da, ecranul este bun, saturație, luminozitate, lipsește efectul de jaleu despre care toți vorbeau că îl vedeau pe OnePlus 5. Eu sincer nici pe OnePlus 5, nici pe OnePlus 5T nu l-am văzut și el niciodată mine nu m-a deranjat. Dar nu trebuie să copiez. Mergem mai departe. Camera. Iată, despre ea eu vreau să vă spun ceva interesant. Chiar dacă DxOMark nu i-a dat punctaj maxim și el nu poate concura cu P20 Pro, cu S9, cu iPhone 10, avem același slow-mo, zoom optic în două poziții, care după el se pierde calitatea. Însă, după careva teste, am observat că atât camera din spate, cât și cea frontală, lucrează bine cu lumina. Adică, atunci când tu fotografiezi un obiect, chiar contra luminii, OnePlus vede acele detalii pe care multe telefoane la același preț nu le vor observa. Asta presupune că, dar noi ne-am consultat cu un fotograf, nu așa din capul nostru, că aici sunt instalate lentile de calitate superioară. E ca așa, fără locuri de top, în schimb un lucru util. Încă ceva, regimul portret sau bokeh, zi cum vrei, și fotografiere pe timp de noapte. Acest regim bokeh nu s-a inventat pentru OnePlus 6, că noi acum să vorbim despre el în lung și în lat. Dar să recunoaștem, îl face mult mai bine ca OnePlus 5 sau OnePlus 5T. Părerea mea că degrabă ne vom spune că el îl face atât de bine ca iPhone. Dar fotografierea pe timp de noapte, din contra, este mult mai bună ca pe Samsung, ca pe P20 Pro, ca pe iPhone. Eu simplu am să-ți las câteva cadre făcute noaptea și tu vei înțelege despre ce eu vorbesc. Asta e tot.